Ca la fiecare sfârșit de săptămână, polițiștii de la rutieră și ordine publică, care au în atribuții regimul rutier, au acționat din nou pe principalele artere rutiere. Pentru că depășirea limitei legale de viteză reprezintă abaterea de la lege cea mai frecventă a șoferilor, polițiștii au sporit acțiunile de depistare a vitezomanilor. Razile oamenilor legii nu s-au finalizat fără rezultat. În cele 3 zile de weekend, o treime din sancțiunile aplicate au fost pentru viteză. În cadrul acțiunilor desfășurate, polițiștii rutieri și polițiștii de ordine publică care au atribuții pe linie rutieră au aplicat peste 330 de sancțiuni contravenționale, o treime dintre acestea fiind aplicate pentru depășirea normelor legale de viteză. Au aplicat sancțiuni în valoare de peste 140.000 de roni. Totodată au fost reținute 56 de permise de conducere și retrase 9 certificate de înmatriculare. Din weekend nu au lipsit nici infracțiunile rutiere. Polițiștii au întocmit 13 lucrări penale pentru conducere fără permis, alcoolemie peste limita legală admisă, precum și conducerea unui autovehicul cu numere false ori neînmatriculat. Acțiunile oamenilor legii s-au desfășurat pe drumurile naționale cu precădere în apropierea târgurilor săptămânale, precum și în apropierea unităților de alimentație publică.